nicio sortă nu se simte sănătoarea tuturor răspunsurilor, doar citit ceva mai mult decât medie, probabil, despre procesul acesta fascinant al morții și a ceea ce urmează după moarte și de cum s-a început să se desfășoare cred, peste medie. Și asta mi-a lărgit un pic orizontul. Dar nu știu dacă mă pot numi un expert între ale psihologiei profunde, asta nu. Însă ce mi-a confirmat faptul că trăim într-un univers extrem de complex, din care am tăiat o fricuță extrem de îngustă. Și am ajuns la un model extrem de simplificat. Reiau comparația dintre un teritoriu și un teritoriu. Avem o carte în față, dar se ignoră complexitatea teritoriului, asta care așa, cu care trece pe ea. Noi ne uităm la hartă, ne uităm doar la hartă, nu mai știm să ne uităm la realitatea complexă și întrucât harta nu e bună, e prea simplificată, noi spunem tot timpul, teritoriul acesta nu e bun. Nu, teritoriul e foarte în ordine, realitatea este foarte în ordine, dar noi nu mai știm să o privim. A privi realitatea ar însemna să acceptăm că suntem ființe mult mai complexe decât suntem învățați la școală. Și că toate nu trăim întotdeauna doar pe această planetă. Atunci când ne decorporalizăm, căci toți ne decorporalizăm, în timpul vieții, când dormim, sau când unii dintre noi au un autocuratul, o ieșire din corp, o experiență de ieșire din corp, sau o experiență de parte clinică, dintr-o dată, ceea ce nu e carne, iese din noi, esența noastră, se duce și explorează ce cu gândul noi gândim. Fără decalaj în timp, instantaneu. Dacă gândim New York, suntem în secundă de aia New York. Dacă gândim, nu știu, o anumită galaxie, atunci suntem acolo, pentru că spațiul și timpul nu mai există. Nu există în dimensiunea aceea în care noi ne debarasăm de acest costum. Deci s-ar putea ca dumneavoastră să nu mai fi fost pe pământ în altă viață. S-ar putea să fie cu adevărat o planetă strântă. Nu știu, nu am de unde să știu. S-ar putea ca prin hipnoză, prin regresie, prin viața anterioară să descoperiți adevărul despre aceste lucruri. Eu nu fac așa ceva, așa că nu e niciun fel de reclamă ascunsă sau ceva, pur și simplu vă spun că am citit că există astfel de metode de a lua contact cu propriul trecut. Nu din această viață, ci din alte vieți, noi la Academia pe care o cunoașteți, într-adevăr, am făcut așa ceva, vindecarea traumelor din vieți anterioare, dar nu suntem aici ca să facem reclamă pentru ceva, ci ca să subliniem că există metode simple, relativ simple, de a vă conecta cu propriul trecut. Și atunci veți avea singur adevărul, pentru că nu cineva din exterior vin, va spune ce veți descoperi în propria cunoaștere subconștientă. Purtați cu dumneavoastră răspunsul la întrebarea aceasta. Mi-a fost o întrebare foarte frumoasă și foarte provocatoare. Deci, asta voiam să vă spun și mai voiam să vă spun că și dacă vă simțiți un pic în disconfort, mai gândiți-vă. Așezați-vă mai bine, așa, mai confortabil pe scaunul acestei vieți. Uitați-vă cu mai multă atenție la sursele de bucurie, la sursele de plăcere, la sursele de împlinire din această viață pe pământ. Pentru că uitați-vă cât de repede se pot schimba lucrurile. În câteva zile viața noastră a fost dată peste cap, într-un mod pe care nimeni nu l-ar fi putut imagina, cred. Și acum, după dușul ăsta rece, cred că mult mai mulți dintre noi se uită în urmă și zic, vai, eram fericiți și nu realizam asta. Vai, goneam după niște pseudo-valori, cât de relativ importante sunt ele, sau relativ neimportante. Adică, uitați-vă dacă nu cumva, totuși, va merge tare bine în această viață pe tot. Sper să nu fie așa de departe de discursele mele viața noastră. Sper să nu fie chiar așa de neagră. Vă doresc numai bine, domnule. Mulțumesc că ați intrat în direct.
discutăm în prima parte a emisiunii despre artea de a trăi bine și în partea a doua despre celălalt subiect, despre absorbent. Dar pentru că n-am terminat, îmi voresc să continui. Sursele de bucurie și de reconectare, în cazul nostru, acele surse care sunt la îndemâna noastră, sunt în grădina noastră, sunt în rezervorul nostru extraordinar de tradiții, da? Degeaba se cheamă tradiții milenare, dacă nu erau importante de mult de antiguitate, istoriei noastre zbuciumate. Deci sunt lucrurile care sunt la doi pași de noi. Nu trebuie să ne căutăm prea departe. Trebuie doar să ne ținem ochii deschiși, ochii spiritului. Voiam să mai adaug ceva ce am uitat să spun legat de plante. Îți amintisem de planta, îți amintisem de cânepă, o plantă sacră și vindecătoare, îți amintisem de aia cu asta. Sigur că toate acestea pot fi folosite într-un mod irresponsabil. Sunt multe plante halucinogene de lume, dar eu subliniez aici utilizarea lor responsabilă, în scopul vindecare, în cadrul unui ritual condus de oameni cu o anumită vârstă, experiență și înțelepciune. Pentru că numai așa sufletul, spiritul, se așează acolo unde e bine. Mai vreau să menționez o plantă pe care am banalizat-o îngrozitor de tare. Nu? Eu nu fumez, n-am fumat nicio țigară niciodată, n-am avut această curiozitate. Am fel de curiozități, am avut de mică. Dar cu fumatul, cu experimentatul, cu probul, nu, dar chiar deloc, absolut deloc. Oi fi ratat ceva, nu știu, dar mă satisface să citesc despre ceea ce aduc această experiență. Ei bine, te-ai gândit vreodată că noi, când fumăm o țigară, repede, în pauză, fumăm o țigară, te-ai gândit că am smuls această plantă, iar sacră. Am smuls-o din contextul în care ar trebui fumată. Îți mai amintești când eram mai mici și vedeam filmele cu indieni și cu cowboy? Când se cânt, era scena aceea în care căpetenile așezate în cerc, pe jos acolo, sau în cort, fumau pipa păcii și dădeau de la unul la altul. Bine, nu erau vremurile pe care le trăim acum. Îți dădeau de la unul la altul, efectiv, pipa păcii. Ei acolo fumau tabac, tutun, pardon. Dar vezi, fumau într-un anumit mod. Așa ceva nu există. Fumau fiind pătrunși de ceea ce făceau și de importanța și de, dacă vrem, religiozitatea sau sacralitatea gesturii de a se conecta în spirit cu planta de tutun. Ei bine, cam atât despre plante și îți promisesem că voi vorbi despre apă. Presupun că cei mai mulți dintre cei care acum se uită la emisiunea noastră au auzit, măcar așa în cracăt, de numele acelui cercetător japonez, între timp decedat, dar nu de mult, numit Masaru Emoto. Domnul Masaru Emoto, un inginer din Japonia, a fost fascinat de mic de frumusețea și de diversitatea formelor în care se cristalizau fugii de zăpadă. Se cristaliza apa, inițial, în formă de fugi de zăpadă. Nu există un fulg la fel cu alt fulg, sau sunt foarte multe forme. Și așa a început o poveste extraordinară care l-a dus dincolo de contemplarea esteticii fugilor de zăpadă. L-a dus, în esență, la descoperirea interacțiunii dintre noi și dintre noi și apă. Închid aici ca să nu facă gălăgie. Ei bine, povestea foarte pe scurt, a observat că se cristalizau într-o anumită formă extrem de frumoasă fugii în laboratorul pe care și-l organizase atunci când el punea o muzică, o muzică clasică, de exemplu, și în cu tot o altă formă când punea heavy metal. O să mă iasă dacă tu ești la dreptul acelei muzici, dar ai grijă ce face ea cu tine, că și tu ești într-o proporție foarte mare apă. Păi ce făcea? Acea muzică cu acea apă îi distrugea simetria, îi distrugea forma geometrică în care în mod normal s-a fi cristalizat un fulg de zăpadă, formă de fulg de zăpadă, de cristal de gheață.
Acesta a fost un prim stadiu al experiențelor lui. El nu asta căutatea. Așa a început povestea descoperirilor lui involuntar. Apoi mi-a trecut prin minte să elimine suportul energetic numit sunet, care era, desigur, muzica aceea. Erau sunetele care transportau muzica de o formă sau de altă, un gen sau de alt gen. Și ce s-a gândit el? A spus în timpul la stare, a spus niște lucruri apei. Luam mereu un eșantion de apă, din unde împărțeam două și se adresa în mod complet diferit celor două eșantioane de apă, identică. Da? Deci o diferență între apa din stânga și apa din dreapta nu exista. Dar erau tratate diferit. Păi cum? Păi uneia îi spunea, ești extraordinară, ești o binecuvântare, îți mulțumesc, te iubesc. Ce cuvinte importante, îți mulțumesc, te iubesc. Până și apa reacționează la așa ceva. Plantele, animalele, totul reacționează la aceste niște cuvinte, nu? Niște cuvinte. Ei bine, ele nu sunt doar niște cuvinte, ele au forță. Toate cuvintele au forță. Doar că tot așa am fost învățați să nu mai luăm aminte. Avem o întrebare venită pe WhatsApp, da? Ascult. Mulțumesc. Păi, întrebarea sună așa, care este părerea noastră aici despre virusul care a monopolizat discuția publică de ceva vreme, pe blog, și cum putem, din punct de vedere spiritual, să trecem cu bine peste asta? Înseamnă că fac ceva foarte greșit în această emisiune dacă nu se sezizează faptul că despre asta vorbesc. Vorbesc despre sursele noastre, vorbesc despre două lucruri. Aici, în partea din emisiune care încă mai poartă eticheta Arta de a trăi bine, vezi, am menționat faptul că și acest virus, care e tot o formă de viață, se compune ca orice, ca absolut orice fără excepție, din univers, din materie, și noi doar la materie ne uităm, și doar materia o evităm, și doar împotriva materiei ne punem măști și dăm cu dezinfectant că materia trebuie combătută. Ok, desigur. Nu putem să contrazicem asta. Dar neglijăm faptul că este și el compus din energie și din conștiință. Ok? Ce fac eu aici și în emisiunile trecute, de când avem acest context complet schimbat al vieților noastre, încerc două lucruri în ars vident. Încerc să aduc, atât cât mă pricep, informații despre cum să ne întărim imunitatea și cum să ne ancorăm în sursele de fericire, în sursele de încredere, în sursele de sănătate, nu numai a stomacului, plămânilor, nasului și gurii și gâtului, în sursele de sănătate completă, a ființei noastre complete, a tot ce înseamnă ființa noastră, surse care ne sunt la îndemână. Și astăzi, în spiritul acesta, de a ne întări forța, de a ne... Totul decurge din spirit, totul decurge din conștiință. Max Planck. Dacă totul decurge din conștiință, din gânduri, din ceea ce ne trece nouă prin cap, da? Păi acolo trebuie să avem mare, mare, mare grijă. Un nu hotărât fricii. Cum spunea domnul profesor Colcean, am postat acum două zile, frica este un foarte prost sfătuitor. Un foarte prost sfătuitor. Așa a spus Dumnezeu, de două ori în altă. Deci mă interesează unde ne putem noi reconecta la sacru, pentru că sacrul este ceea ce lipsește în mod strigător la cer din viețile noastre. De aici a venit dezechilibrul ultimelor 3-4 secole. Da? Și acest dezechilibru a ajuns acum la apogeu și crapă. Că ne convine sau că nu ne convine. Da, cauzele profunde ale contextului în care ne aflăm nu sunt microbiene, nu sunt. Asta este expresia în materie. Cauzele profunde sunt la nivel de conștiință și se află în modul foarte greșit în care ne-am elaborat și ne-am întărit, cimentat imaginea despre lume, imaginea materialistă. De aici a decurs lăcomia deșanțată a unora dintre noi
și exploatarea absolut irresponsabilă a resurselor planetei, până la distrugerea planetei, până la distrugerea de ecosisteme, până la desfințarea de specii de animale, nu schimbăm subiectul. Suntem întotdeauna pe acest subiect. A trăi bine înseamnă a trăi decent, înseamnă a trăi responsabil, înseamnă a trăi empatic. Nu suntem de capul nostru. Ne-a fost dată cumva, poate, această planetă, dar ne-a fost dată să trăim bine în ea, împreună cu alte specii, nu să devenim distrugătorii planetei. Nici o altă specie nu face ce facem noi. Altfel ar fi fost extirpată, exterminată de mult, ca dăunătorul principal. Noi periclităm însăși esența Pământului, da? Bun. Deci, cum o văd în mod spiritual? Trebuie să revenim de la harta noastră defectuoasă, care nu reprezintă mediul în care trăim, trebuie să ne reconectăm la adevărul vieții noastre, care e mult mai complex. Și ce să vezi, mult mai bun, mult mai iubitor, dacă și noi îi răspundem cu iubire. Sau ne adresăm de iubire acestui adevăr, acestui context în care trăim. Suntem rupți, mi se pare că suntem altceva, lumea e într-o parte, noi suntem în altă parte, totul se compune din pietre, totul s-a născut din haos, întâmplător, nu are sens. Păi atunci nici viața nu are sens, atunci nimic nu are sens, atunci de ce mai trăim? Atunci de ce mai avem așteptări? De ce mai avem așteptarea să trăim bine? Să trăim sănătos? De ce avem așteptarea să mai trăim, dacă totul este așa, o nenorocire, un haos, un nonsens? Această mentalitate profund nocivă, și te asigur, profund greșită, asta este cauza ultimă a ceea ce ni se întâmplă acum. Pentru că până când rezultatele nu explodează în singurul domeniu pentru care avem noi ochi, materie, nu o vedem. Nu suntem dispuși să-i acordăm atenție. Toate semnele sunt ignorate, da? Deci, nu știu, sper că am răspuns întrebării. Sper că am răspuns întrebării. Și ideea este să ne revenim în spiritul nostru, în interiorul ființei noastre, oriceea ce tocmai enumeram, erau bogățiile din lada noastră de zest, pe care nu trebuie să le importăm de la budiști. N-am nimic împotriva transferurilor de cunoaștere și Doamne ferește, împotriva. Dar în primul și în primul rând trebuie să ne uităm ce avem noi în lada noastră de zest. Și știm ce să descoperim acolo? Că de fapt le avem pe toate. De la un pământ extraordinar de fertil și de bogat în adâncurile lui, de la păduri, ultimele păduri neatinse, păduri virgine ale Europei, de la aur, de la petrol, de la înțelepciune, de la puncte energetice extraordinar de importante, de la râuri, de la pești, de la aur, argint, câte și mai câte. Le avem pe toate, dar mai avem acestea imateriale, la care ne uităm prea puțin și de care începem să ne rupem prea mult de ele. Și știi ceva? Mă consider extrem de norocoasă și cred că mai sunt câțiva ca mine în viață. Pentru că, așa cum mai spuneam, cu coada ochiului, când ei tocmai se retrăgeau din scena vieții și eu eram un copil care începea să înțeleagă ce se întâmplă, i-am mai văzut. I-am văzut cum își făceau casele, i-am văzut cum își făceau mâncarea, i-am văzut în ce relație erau cu animalele și cu plantele lor, i-am văzut cum se duceau la biserică, i-am văzut cum își făceau cultul morților, i-am văzut cum trăiau. Și știi cum trăiau? Trăiau bine. Nu spun că erau ușor. Dar vreau să-ți spun că bunica mea, la 76 de ani, nu știa ce înseamnă o carne. Da? Acum, cred că nu există oameni pe glob care să mai văd carne. Dacă există, sunt o mare excepție. Ea nu cred că era o mare excepție în satul ei. Toți se hrăneau bine. Și te asigur că nu-ți văzut în viața ei o peliță de dinți. Și nici paste de dinți. Dar mânca exact ce trebuia să mănânce și era permanent curat totul. Și pe dinăuntru și pe din afară. Deci, dăm voie, în speranța, dragă prietenă sau prieten care ai pus această întrebare, în speranța că este acum poate ceva mai clar, că numai despre asta vorbesc, despre cum putem să abordăm spiritual situația cu care ne confruntăm. Păi cum să o abordăm? Pe de o parte, non-spiritual, adică material, facem ce ni se spune să facem, îi dăm cezarului ceea ce este al cezarului, cum scrie în cărticica asta esențială, dar îi dăm și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Îi dăm și imaterialității din noi, ceea ce îi se cuvine. Noi asta n-am mai făcut. Ne-am cam concentrat doar pe cezar.
ne-am concentrat doar pe bani, ne-am concentrat doar pe acumularea de produse, de bunuri și stăm așa pe ele și ne întrebăm de ce ne îmbolnăvim și de ce suntem fericiți. Răspunsul scurt este de aia. Ok? Exact de aia. Ce vreau să mai spun este că postul, așa cum îl practicau strămoșii noștri, poate mai practică și astăzi niște oameni înțelepți, eu n-am această disciplină, dar mă uit cu jim la ei și poate că vreodată voi face și eu ce știu că trebuie făcut. Postul este o igienă extraordinară a trupului, care se regenerează, se eliberează de toxine, se scrie mult despre asta, tot ce are cumva legătură cu nutriția este destul de prezent în tot felul de publicații, așa că n-am să insist, dar postul este o igienă a minții, a emoțiilor, este o igienă extraordinară, o reconectare a spiritului din noi. Acum trăim un post cu totul special, se pare că nu conform la biserică, de Sfânta Sărbătoare care se apropie a Paștelor. Așa că poate ar trebui cu și mai multă luare aminte, cu și mai multă interiorizare, cu și mai multă focalizare pe esența noastră, aia pe care nu putem pune mâna, aia care își ia zborul când murim și nu dispare. Și se duce într-un ciclu și se vede de drumul ei bine definit, ar trebui să ne conectăm tot timpul la esența lui Dumnezeu, care este nepostitivă, nemuritoare, sacră, dumnezeiască. Cu cât mai des facem asta și iată ce prilej neașteptat, avem timp, mai stăm pe acasă, în orice caz pe stradă nu putem ieși, cu cât mai mult facem asta, cu atât mai uluitoare vor fi descoperirile. Pentru că este exact lucrul care ne lipsește. Această reconectare la sufletul propriu, la spiritul propriu, este exact nervul problemei. De conectarea, de conexiunea cu noi înșine și cu Sacrul Suprem, de asta am suferit până acum și suferim. Deci un model greșit al realității, gânduri negativiste, o lipsă de respect față de sacrul care este corpul meu, față de sacrul care este sufletul meu, perversități peste perversități, o întoarcere cu fundul în sus a valorilor, rău e numit bine și binele e numit rău, o lipsă de inhibiții în privința agresiunii, de la cea mai fragedă vârstă, aproape orice joc are o componentă violentă, nici măcar nu mai sezizăm. Până și când ne jucăm inofensiv pe telefon, trebuie ca cineva să omoare pe altcineva, rămâne, ne uităm cu ochii mari și umezi. Unde s-a dus tânărul acela la școală? Se întâmplă pe alte continente, nu contează, dar tot copiii noștri sunt la nivel planetar, căci suntem toți o ființă în fond. S-a dus la școală și a omorât. De ce și-a omorât el prietenii mei? Pentru că nu mai face distinția între jocurile pe care le vede până la saturație, zi și noapte, toate imbibate de violență și ceea ce este viața lui reală. Se duce și face și în viața reală ceea ce a făcut, a exersat de N ori în viața lui acolo, în gaming. De ce nu ne punem aceste probleme? De ce ne tolerăm? Sigur că suntem vinovați cu toții de ceea ce ne se întâmplă. Suntem vinovați pentru că am lăsat să se întâmple. Am zis un pic de confort și gata, am închis gura. Am zis, lasă că merg deja așa. Lasă că merg și oceanele astea infestate cu deșeuri petroliere, și cu chimicale, și cu atâta plastic încât microparticule de plastic, iată că prin carnea peștelui ajung în noi, se descoperă noi microparticule de plastic. Lasă că merg deja așa. De ce? Ei, că am niște bani mai mulți acolo și cu ei, nu știu, voi face o excursie sau un fel, cumpăra o mașină cu care să îi impresionezi. Și am citit toată un citat pe care nu știu dacă l-am motamo în minte, dar suna cam așa, că majoritatea oamenilor se duc la un serviciu pe care nu-l pot suferi ca să își poată permite să cumpere bunuri de care nu au nevoie ca să-i impresioneze pe niște alți oameni, niște prieteni, de care de fapt nici nu le pasă, de care de fapt nici nu le plac. Deci, poate că a venit timpul să acceptăm această criză ca pe o lecție bine meritată, o să fie pagube colaterale, da?
moară, nu asta. Se pare că altfel nu învățăm, da? Pentru că este suferință. Doar așa ne deschidem, doar așa ciulim urechile. Altfel nu ne pasă, nu ne pasă. Nu, nu ne pasă, în general. Da? Și e o lecție, e o șansă să fie retuse lucrurile în ordine. Dar se pune întrebarea, oare vom face asta? Sau când se va termina carantina, vom spune, o, în sfârșit, hai să ne reluăm viața. Deci, lasă-mă să-ți mai amintesc. Deci, Masaru Emoto. Masaru Emoto a descoperit că acea cristalizare în forme foarte frumoase sau foarte urâte până la pierderea structurii cristaline a fulgilor, nu mai erau fulgi, erau așa o micuță bălticică de apă, cauza era întotdeauna modul în care fusese tratate diferit cele două eșantioane de apă, ajunge identice, și el s-a gândit, eu să nu mai vorbesc. Eu să scriu. Ideogramele acelea japoneze, multe liniuțe. Eu să scriu eu aici pe o hârtie iubire, recunoștință și să lipesc pe vasul de apă și aici să scriu, este oribilă, dispar, te urăsc, ceva din spectrul acesta. Reacția a fost aceeași. Da. Și pe urmă nici măcar nu a mai scris. Pur și simplu și-a focalizat gândul cu aceste cuvinte în minte, cu aceste emoții în minte, pozitive și negative. Reacția a fost mereu aceeași. Nu știu dacă știi, dar de curând, cu câțiva ani în urmă, cu puțin ani în urmă, cred că în Marea Britanie, în America, școli, niște școli au găsit de cuvință să repete acest experiment într-o formă ușor modificată cu elevii lor. Au luat, de exemplu, două vase în care au pus orez. Și copiilor li s-a spus să adreseze sentimente bune, o binecuvântare, această binecuvântare care e atât de importantă și nu e doar o simplă cuvântare, e o binecuvântare. Acolo se întâmplă, e un proces energetic, se întâmplă ceva, se transformă ceva. Bun, deci le-am spus, adresați toată dragostea voastră acestui vas cu orez și toate resentimentele voastre, toată dușmania de care sunteți în stare, celuilalt vas cu orez. Te las să ghicești cum arăta acest orez și acest orez, cum arătau ele după aceste eșantioane de orez, după două săptămâni, să zicem. Unul mucegăit, un îngrozitor stricat, fermentat, și celălalt orez era foarte bun. Da? Dar noi nu mai credem asta. Mi se pare că ceva ne dă dreptul la aroganța de a trece toate astea în deliziuni. Noi suntem superiori, noi știm mai bine. Nu mă pot abține când ajung la subiectul ăsta să nu amintesc un proverb românesc care zice prostul nu e prost destul până nu e și fudul. În perecherea asta de prostie, de mărginie, de ignoranță și fudulie, este magic. Cu asta le rezolvăm pe toate. Cu asta am ajuns unde am ajuns. Exact cu asta. Și combinată, desigur, cu o neasemănită, nestăpânită, lăcomită. Pâine de a distruge. Bun. Nu pot să vorbesc despre apă fără să menționez aceasta mare. Și pe dealul acela al micropoliei, unde mă duc eu de obicei, într-o zi friguroasă, de obicei, acum văd că începe să mă uite așa pe 6 ianuarie, am așa un sentiment copleșitor, ascultând slujba aceea, în care este invocat de un anumit număr de număr, Duhul Sfânt, care este una din persoanele distincte, dar de neseparat, ale Trinității, ale sacralității, ale lui Dumnezeu. Și simt prin toți porii mei că binecuvântarea aia intră și în apa din mine. Și se adresează apei planetare, se adresează apei din nord, apei din râuri, apei din puțuri, apei din ceane, apei din animale, apei din noi. Este una dintre cele mai frumoase sărbători, unul dintre cele mai frumoase ritualuri pe care îl absorb prin toți porii mei. Data viitoare, anul viitor, pe 6 ianuarie, dacă suntem sănătoși și avem voie să ieșim din casă și să ne adunăm
cum o făceam până anul ăsta, te invit să mergi cu mine. Da. Să lași la sfârșitul slujbei și dangătele alea de clopot care dezinfectează, da? Care fac ceva cu fiecare celulă din noi, să curgă prin tine, așa cum curge binecuvântarea apei și inclusiv a ta. Vreau să-ți mai spun că mă impresionează jocurile românești, care nu sunt ceea ce a făcut din ele cântarea României. Cântarea României l-a scos inima și a făcut din ele niște jocuri de carton. Cântecelor vi s-au pus texte care se adresau Partidului Comunist și înțeleptului conducător. Deci, horror. Să lăsăm asta. Bine că a trecut. Bine că avem oameni care încă se mai duc în străfundurile lăzii de zestre și le aduce asupra față muzica adevărată, jocurile adevărate. Călușul este un joc de vindecare. Am văzut filme, un film documentar. Iată dacă nu-mi telefon în direct, da, în bucurie. Bună seara! Bună seara! Considerați că proveniența coronavirusului poate fi și de natură politică? Nu am nicio... Vă mulțumesc că mi-ați pus întrebarea, dar nu am nicio competență să consider asta sau asta. Focalizarea mea este pe partea spirituală și sunt ferm convinsă, nu vă pot dovedi cu un instrument de măsurare, dar sunt ferm convinsă că orice lucru care se întâmplă în materie este expresia, în ultima instanță, a unui gând care a fost bun sau care a fost greșit. Sunt convinsă că patru secole, cel puțin patru secole, de viziune greșită, amputată asupra realității, cu consecințe asupra lecomiei și deșanțării noastre, au dus la criza de acum. Această relație cauzală este pentru mine personal absolut clară. Sigur că puteți să o contestați. Fiecare dintre noi are o anumită percepție asupra realității. În privința politicului sunt mult prea n-am nicio competență pe zona asta. Însă, poate veți găsi alți oameni care să aibă această competență. Vă mulțumesc că m-ați întrebat. Ce multă sănătate. Voiam să menționez într-un ritm mai alert, ca să avem timp și această seară, pentru minunata meditație pe care ne dăruiește prietena noastră, doamna Claudia Bogi. Vreau să trec într-un ritm alert. Bună seara, Claudia. Bine ai venit. Este bine. 5 minute. Uite, voiam să-ți mai spun că jocurile românești, așa cum sunt ele lăsate, sunt surse uriașe de vindecare. Gândește-te la tropotitul pământului, poate cu picioarele într-o opintă, poate disculți, poate nu știm cum, dar, nu știu, toată ființa mea rezonează, de exemplu, cu căluș, cu călușarii. Simt că acolo se întâmplă ceva semnificativ. Am rămas foarte uimită și totuși nu foarte uimită. Adică am rămas, wow, așa, chiar așa, vindecau? Da, călușarii au fost șamanii după aceste melaguri. Șamanii sunt ființele acelea, sacerdote, care sunt cu un picior în luna aceasta și cu alt picior, metaforic, desigur, în cealaltă lume nevăzută. Și ei pot să aducă înapoi, să identifice și să aducă înapoi bucăți de suflet pierdute. Pot să facă lucruri pentru comunitatea lor. Pot să scoată comunitatea dintr-o perioadă de secetă sau dintr-o perioadă de infertilitate. Deci, și noi, în această sfântă ignoranța noastră, împerecheată mereu cu aroganța, a, ești un șaman ceva, păi dacă am ști noi ce știe și ce poate un șaman, am fi foarte cuminți, foarte modești, da? Deci, jocurile noastre, dacă sunt jucate așa cum au fost lăsate, de exemplu, când prima dată Brăiloiu a dus în afara țării o trupă de călușari, am înțeles că la Londra, vezi, el făcea asta cu o anumită irresponsabilitate, pentru că ei erau protectorii comunității lor. Comunitatea lor a rămas fără această protecție. I-a povestit mama mea, Dumnezeu să o ierte, cum veneau să ceară permisiunea călușarii să intre în gospodăria unui om și să facă ce aveau de făcut, cum se retrăgeau din comunitate și aveau o perioadă de abstinență și de tăcere, de adunare a forțelor, cum mutul chiar nu vorbea. Când mi-a spus asta că mutul chiar avea legământ de muțenie, am zis, păi ăsta e tot ce am învățat eu despre șamanism, ce ne spune Eliade. Și atunci am realizat că da, ei erau șamanii noștri. I-au dus la Londra și ce să
gândesc, a avut o mare problemă. Oamenii au zis, noi nu jucăm fără usturoi. Fără ce? Fără usturoi. Planta sacră. Mare problemă, că nu găseau la piață atunci, la Londra, imediat usturoi. La noi ar fi găsit în doi timp și trei niște. Și tot așa. Deci vezi, i-au scos și au făcut decântarea României, de pus pe scenă. E bine că altfel poate nu aflam unii mai orășeni dintre noi. Dar toate astea au un preț. Mai știu călușarii de astăzi să vin, deci... Voiam să-ți mai spun că horele noastre sunt un circuit energetic care îi pune Doamne la unison. Horele sunt ceva formidabil. M-aș bucura așa de mult dacă voi, care știți mult mai multe decât știu eu, mi-ați trimite informațiile voastre despre puterea de vindecare a orice vreți voi din lada noastră de zestre și mi-ați trimite sugestii despre oameni mult mai competenți decât mine care să ne învețe așa ceva, înainte ca noi să pierdem orice legătură cu bogăția asta incomensurabilă, pe care nu va mai veni nimeni să le dea, nu ne va mai da nimeni înapoi traiul tradițional românesc. Dar poate că reușim să-l conservăm așa la nivel de muzeu în sufletele noastre. Și vreau să-ți mai spun că sărbătorile aveau un rost de vindecare, pentru că ele nu erau puse la întâmplare când îi venea unui primar pe chelie. Ele erau într-o stânsă legătură cu ritmurile cosmice, cu echinocțiul, cu solstițiul. În fine, am multe să-ți spun. Casele erau făcute într-un anumit fel. Într-o parte erau energiile pozitive ale vieții, în altă parte se punea mortul. Am aflat și asta cu surprindere de curând în Maramureș. În mormântările, aș vrea să-mi spui dacă tu cunoști de cineva sau cunoști o comunitate, poate din Oltenia, unde încă să se practice privilegiul vesel. Suntem foarte, foarte bogați. Avem atâtea surse de întărire a imunității, ființei noastre, nu numai a nasului, gâtului. Înțelegi? Avem noi grijă să prezervăm, să păstrăm ceea ce avem, ceea ce ni s-a încredințat. Uite, a ajuns toată comoara asta până astăzi. Ce facem noi cu ea? O păstrăm sau o pierdem? Ar fi multe să-ți mai spun, n-am apucat să-ți povestesc nimic legat de arta de a muri, dar parcă prea a fost frumos subiectul despre arta de a trăi. Îți promit că data viitoare te voi respecta cu niște citate extraordinare din Seneca. Aceasta este o carte, Seneca despre moarte. Nu are nimic macabru, este plină de dulceața înțelepciunii unui dintre cei mai minunați filozofi ai tuturor timpurilor. Eu spun aici, mulțumesc, îi mulțumesc încă o dată Claudiei și haide să ne lăsăm împreună răsfățați de meditație. Ne vedem luna viitoare, tot de la orele 20. Thank you.